Mulțumim Domnului pentru încă o seară de părtășie, ne-am rugat, acum este momentul să luăm scripturile și să învățăm din Sfânta Carte, pentru ca prin ajutorul Domnului să fim tari în nădejde, să mergem cu încredere pe calea Sfântă și într-o zi, atunci când Domnul va veni, să ne întâlnim cu răsplata și să ne bucurăm de mântuirea Domnului. Amin. Astăzi vom privi în Scripturi la identificarea statutului nostru de creștin și la observarea mediului în care trăim, a societății care ne încojoară, lumea, la relațiile care trebuie să fie sau care nu sunt binevenite în raportul dintre creștini și lume să identificăm mai întâi aceste noțiuni. Spune Scriptura Noul Testament, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 26, că în Antiohia, pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini, de urmași ai Domnului Hristos. Aceasta nu este greu de înțeles, este un termen specific pentru credința înființată, pentru religia instaurată prin Domnul nostru Isus Hristos. În ce privește lumea, ca expresie, avem cel puțin două conotații. În primul rând, avem lumea ca și cosmos fizic creată de Dumnezeu, despre care vă amintesc doar din Genesa, capitolul 1, că după săptămâna creației, versetul 31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Lumea ca și mediul propice de viață pentru om, ca și univers în existența lui, toate corpurile în rotația lor funcționează bine. Există însă un alt înțeles al termenului de lume, cunoscut de noi, cel al omenirii căzute sub influența diavolului, spiritul epocii, ceea ce diavolul a reușit prin filozofie, prin practica oamenilor din fiecare generație să instaureze sub dominația sa în acest cosmos creat de Dumnezeu pentru această stare citim în 1 Ioan capitolul 5 versetul 19 Cuvintele apostolului care a scris știm că suntem din Dumnezeu, originea este bună. Evoluția este rea. Și că toată lumea zace în cer rău. Deci am putea clasifica pe toți oamenii de pe pământ, în aceste cele mai categorice grupe creștini și lume. Există și alte clasificații pe criterii religioase, creștini, musulmani, hinduși, budiști și așa mai departe. Nu sunt semnificative aceste împărțeli. Pentru că dau impresia privite în diversitatea religiilor că și celelalte categorii pot să aibă o nuanță bună. Adevărul evidențiază o categorie bună, creștini, cu aceasta nu ne mândrim că nu ne am înființat creștinismul, e meritul Domnului Hristos și lume, creația diavolului. Cei doi se află în conflict. Domnul Hristos, conducătorul creștinilor, capul bisericii, cu diavolul, stăpânitor lumea acesteia. Să privim pe rând la lume și apoi la creștini, tocmai prin modelul Domnului Hristos, pentru că El definește raporturile noastre cu lumea. Iată cum se ruga El, citesc din Iman 17, rugăciunea sa, versetele 15 și 16 prin care putem să ne verificăm fiecare. Nu te rog să iei din lume, încă trăim aici, ci să-i păzești de cer rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Deci numai Domnul Hristos și cei pe care El i-a scos din lume nu fac parte din lumea aceasta, din sistemul demonic. Ceilalți aparțin, așa cum am citit, toată lumea, indiferent de coloritul religios, de statutul social, de vârstă, toată lumea zace în cel rău. Privind la lume să ne oprim la o scurtă caracterizare, pentru a vedea cum funcționează această împărăție, acest sistem de factură demonică. Apostolul Pavel identifica în 1 Corinteni, capitolul 2, sub expresia Duhul Lumii, înțelesul de coordonare spirituală a acestei lumi. Iată cuvintele sale, 1 Corinteni 2 cu 12, și noi n-am primit Duhul Lumii. Face diferența, evidențind în continuare favoarea noastră, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. Deci peste această lume este un duh, o influență, mai mult, o putere, adică este un mod de gândire bazat pe poftele firii pământești, pe concepții demonice amestecate cu funcțiile carnale ale omului. Iată cum descrie același Pavel Nefesen, capitolul 2, turnura lumii acesteia, citim de la versetul 2. El vorbea despre credincioșii care făcuseră parte din lume, de aceea scrie în care trăiați dinioară, după mersul lumii acesteia, adică a modului de orientare, după Domnul Puterii Văzduhului, după liderul lumii acesteia, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. La originea acestei lume, a sistemului, este un duh sau spiritele demonice. Între am și noi toți odinioară. Și acum arată partea umană a acestui sistem. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești, și ale gândurilor noastre, și eram din fire copiei mâniei ca și ceilalți. Iată că Apostolul arată cum diavolul îi lase pe oameni să se manifeste în stricăciunea firilor păcătoase, dar el coordonează din umbră toate aceste acțiuni de care oamenii nu prea sunt conștienți. Apostolul Ioan, la rândul lui, scria în 1 Ioan, capitolul 2 după ce vorbește despre biruința noastră asupra diavolului, citesc de la versetul 16, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume și noi am învățat că de la diavolul. Este necesar să-i conștientizăm pe oameni că ei aparent trăiesc în voia lor, în poftele plăcerilor lor, dar în fond este un duh care regizează acest film ce durează de mii de ani, dar nu va mai dura mult. I se apropie și ultimul episod. Domnul Hristos a recunoscut și Apostol Ioan a notat în câteva rânduri, eu citesc doar din Ioan 14, că diavolul este stăpânitorul lumii. Versetul 30. Și observați și distinție clară între lume și Domnul creștinilor. El n-are nimic în mine. Aș vrea pe parcursul părtășiei din seara asta, să ne cercetăm pentru ca nu cumva să ne amăgim spunând că noi suntem pocăiți și ceilalți sunt nepocăiți. Noi facem parte dintr-o biserică și ceilalți sunt din lume. Să ne cercetăm în conținutul vieții noastre, a raporturilor, a relației noastre cu lumea, în fond cu diavolul. Și de-abia atunci să recunoaștem adevărul. Dacă se poate spune și despre noi că diavolul nu are nimic în noi, căci între noi și lume trebuie să fie o distanță, o diferență categorică. Doamne, ajută-ne! Știți că diavolul s-a prezentat la Domnul Hristos cu ocazia ispitirii și citesc din Matei capitolul 4, i-a cerut un singur lucru. Dar vă rog să rețineți pe ce fond i-a sugerat aceasta. Versetul 8 și 9. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Diavolul atrage, momește cu tot ceea ce are lumea aceasta. Domnul Hristos a rezistat în mod categoric și nu a acceptat închinare. Vă rog să rețineți. Orice acceptare a provocărilor diavolului, o coabitare sub orice formă determinată de orice constrângere, este o închinare. Domnul Hristos a spus lui Dumnezeu, trebuie să te închini și lui să-i slujești. Doamne, ajută-ne. Să ne ferim așadar de lumea aceasta privită sub spectrul poftelor, dar și a strălucirii, a aparentelor și de moment plăceri. Este un cuvânt înțelept în psalmul 17 care arată că din totdeauna, chiar și în perioada Vechiului Testament, cum știți, diavolul de, de la început a înșelat întreaga lume, cum zice și Apocalipsa, oamenii s-au diferențiat prin partea care și-au luat-o, și-au ales-o. Amintiți-vă și de Bogat și de Lazar, dar acum citesc din psalmul 17, versetul 14. Este o rugăciune, care merită făcută. Scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne. Dar vă rog să rețineți, nu era atacat. Se referea la a fi scăpat de ispitele lumii acesteia, de oamenii lumii acesteia care își au partea lor în viața aceasta. E ceea ce oferă diavolul aici, ceea ce poate omul culege și gusta aici. El își dorea altceva, să rămână separat de lume, Versetul 15, dar eu în nevinovăția mea voi vedea fața ta când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Să reținem așadar că și chipul lumii acesteia, pe care trebuie să le evităm, este păcătos, este demonic. Această sintagmă o găsim în 1 Corinteni, capitolul 7, și cu asta vă rog să înțelegeți atât forma interioară cât și cea exterioară de manifestare. Deci avem un Duh al Lumii, creierul, computerul central la diavolului și un chip al Lumii. Cuvintele Apostolului, cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, că și chipul lumii acesteia trece. Așa spunea și Ioan oricine face și este atras de lucrurile din lume să înțeleagă că toate acestea trec. Oricât ar fi de strălucitoare, se pierd, de fapt este o stricăciune. Vă rog să rețineți relația aceasta dintre frumusețea de moment a lumii și trecerea acestei străluciri. Fenomenul degradării al entropiei îi face pe credincioși să vadă diferența dintre valorile și strălucirea care rămâne, slava viitoare, și florile sau strălucirea lumii acesteia care mâine sunt gunoi și viermi. Atât are diavolul, ceva ce se perimează foarte ușor. În 2 Petru, capitolul 1, este o expresie care evidențiază acest aspect al stricăciunii, fie sub forma păcatului, dar vă rog să reține și sub forma atracțiilor păcatului. 2 Petru 1 cu 4 Domnul ne-a dat sfăgăduinții lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Stricăciunea atât ca păcat, cât și stricăciune, ca și floare care se vestejește foarte repede. În ce privește chipul lumii acesteia, vreau să mai reținem din conținutul, din ceea ce se vede, vorbăria lumii acesteia, filozofiile, dacă vreți. Observați, când stau de vorbă niște oameni de lume, ce discută? Dacă survolăm așa că nu merită citită presa, vom vedea ce lucruri stricăcioase, fără valoare, conține lumea aceasta. Putem lua în calcul și sportul și tot ceea ce ține de cultură și orice alt domeniu. De la aspecte pur teoretice la aspecte oricât ar fi de practice. Iată ce citim din 1 Petru 1 Timotei capitolul 4. Apostolul se sizează pe ucenicul său prea iubit să se ferească de ceea ce este lumesc, 4 cu 7, ferește-te de basmele lumești și băbești. De-a lungul generațiilor au apărut tradiții, mitologii. Un sac întreg de minciuni poartă mulți oameni în spate. Și fiecare le scoate ca într-o piață nesfârșită acestei lumi. Și oamenii vând și cumpără, negociază, se ceartă, dar aproape totul este fără valoare. Sau chiar ce are valoare sunt foarte relative pentru că totul este trecător. Tot aici scrie în 6 cu 20: Timoteie, păzește-te, ferește-te de flecările lumești. Și chiar de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. Dacă ne gândim la. Teoriile evoluționiste, ce nebunie! La felul în care oamenii își imaginează apariția Universului, a vieții, dezvoltarea ei. Câte curente filozofice n-au fost din antichitate până la zi. Câte paradigme de ordin politic sau de altă natură nu s-au succedat. Ce valoare au? Diavolul, la oamenii cu capul mare și cu școală multă are minciuni pe mărimea lor și prostii după banii lor. Iar pentru oamenii săraci și poate cu capacitate intelectuală mai slabă, în inalfabeți, are și pentru ei povești, cutume și orice altă idee, oricât ar fi de puțin răspândită cu care îi atrage. Iată ce vă citesc tot din Timotei a epistolă, capitolul 2, versetul 16. Și acum facem o radiografie scurtă, ferește de vorbăriile goale și lumești. Vă amintiți când ați fost prins ultima dată cu o astfel de vorbărie goală? Fără esență, fără valoare. Puteau să nu fie vorbite. Astea aparține lumea acesteia. O deșertăciune, zice Eclesia asta povestesc oameni, emisiuni în direct, cărți scrise cu grămadă, cum spuneam de la presă, acum avem și în format electronic o imensă cantitate de povești care n-au nicio valoare. Dincolo de acestea, asociate acestei lumi care trece și care n-are valoare efectiv, sunt toate bunurile materiale pe care oamenii vor să le acapareze cu atâta îngrijorare, le posedă cu atâta egoism. Iată cuvintele Domnului Hristos din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Iar Iarăși ne putem verifica. Avem și noi bunuri materiale, dar în ce fel ne raportăm la agonisirea lor, la păstrarea lor, la uzul lor, Luca 12 cu versetul 30, că și toate aceste lucruri, neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Observați în vremea asta cât o îngrijorare datorită crizei. Dar tot timpul oamenii au avut ceva de obiectat. Că cineva nu împarte cu el moștenirea, că patronii sau alții l-au înșelat, sau în piață, prețurile nu sunt în favoarea sa, lumea trăiește în acest sistem obosit și vinovat. Doamne, ajută-ne să fim liberi! În lume nu există nimic de valoare, ceva meritoriu. Zicem salmul 90 și lucrul care se mândrește omul nu-i decât trudă și durere. Nimic valoros. Vreau să sesizăm acum poziția lumii față de creștini, cum ne privesc ei pe noi. Spuneam că noi trebuie să ne raportăm la lume așa cum s-a raportat Domnul Hristos. Dar să știți că și lumea ne privește pe noi, dacă suntem cu adevărat urmași ai Domnului Hristos, cum l-a privit pe El. El este modelul nostru în ambele sensuri. În primul rând, lumea este ignorantă și ea nu știe cine suntem. Oamenii ne privesc, de exemplu, drept pocăiți, chiar sfinți să spună la unii, dar ei nu știu de fapt ce înseamnă asta. Apostolul Ioan scria în Tiesa sa epistolă, capitolul 3, versetul 1, Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el, el era fiul lui Dumnezeu, dar aici scrie că și noi suntem fii al lui Dumnezeu, un fiat prin el. Lumea nu știe ce înseamnă asta. Spunea Domnul vorbind despre Duhul Sfânt în Ioan 14 că lumea nu-L poate cunoaște, nu-L vede. Lumea nu are o înțelegere reală a ceea ce suntem noi. În pofida înțelepciunii cu care se laudă. Aici este paradoxul. Sau cum zicea orbul către farisei, Aici e mirarea, că voi nu știți de unde vine. Și totuși el mi-a deschis ochii. Asta e culmea. Domnul Hristos ne-a mântuit, noi vom moșteni împărăția lui Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut nici pe Domnul când a fost aici, de 2000 de ani sunt urmașii lui pe pământ și lumea nu-i cunoaște. Deși, după cum scrie în Roman capitolul 1, versetul 22 sau 1 Corinteni, de asemenea, 1 cu 21 s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și nebunia cea mai mare constă tocmai în necunoașterea lui Dumnezeu și a poporului său. De aceea, tot ceea ce ni se întâmplă nouă din partea lumii pornește de la ignoranța lor. Domnul spunea, citesc din Ioan, capitolul 16. Versetul 3. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Iată de ce lumea are o atitudine greșită. La lipsa lor de cunoaștere, respingerea lor față de noi, ura și prigoana, se amplifică și datorită faptului că noi, așa cum am făcut eu până acum în lecția aceasta, catalogăm lumea ca ceva rău, îi condamnăm. Și asta face ca atitudinea lor să fie cu atât mai revoltatoare. Dar nici n-am putea să nu le spunem adevărul. Iată cum s-a manifestat Domnul Hristos, Ioan, capitolul 7, versetul 7, sunt cuvintele Lui. Și nimeni n-ar putea să spună că Domnul a greșit. El zicea fraților săi, pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște. De ce? Nu doar că nu mă cunoaște. Pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Este necesar să spunem oamenilor că sunt greșiți ca să le arătăm cum ar putea să se îndrepte. Mirare este că nici poporul evreu nu l-a cunoscut pe Domnul. De cum neamurile de prin prejur. El scrie în aceeași Evanghelie, capitolul 8, le-a zis versetul 23, Voi sunteți de jos. Le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Parcă poziționarea aceasta este mai clară. Domnul este de sus, lumea de jos. Să ne ajute Domnul să fim și noi de sus, gândindu-ne la cele de sus, orientați spre ele și desprinși de ceea ce este jos, aici unde este reședința temporară a diavolului stăpânitorul. De-a lungul istoriei bisericii, începând cu prigoana împotriva Domnului Hristos, care a fost precedată de prigonirea altor sfinți și profeți din Vechiul Testament, mulți urmași ai săi au suferit martiraj, ură, pentru că spune Scriptura foarte clar în a doua Timotei, capitolul 3, vorbind chiar despre vremurile din urmă, versetul 12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dar vreau să luăm câteva versete din însăși predicile Domnului Hristos, notate în mod deosebit în Evanghelia după Ioan, pentru a vedea și a ști la ce trebuie să ne așteptăm. Pentru că una din categoriile celor ce au auzit cuvântul n-au suportat tocmai această respingere din partea lumii. Și când a venit un necas sau o prigonire, au cedat. Să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 19, subtitlul Ura din partea lumii. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m au urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă roște lumea. Deci noi ne-am separat de lume prin realizarea Domnului Hristos, ne-am asociat cu El și ne-am stârnit ca dușman pe diavolul și lumea care este sub influența Lui. Întoarcem o pașină și citim Capitolul 16, versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, mărit să fie Domnul. Dragii mei, la necazurile câte le-am avut până aici, se vor adăuga altele, însă Domnul ne va da biruință. Același Ioan nota în 1 sa epistolă, capitolul 3, versul 13, fraților, nu vă mirați dacă vă oroște lumea. Tocmai aceasta e dovada că am trecut din rândurile lor, în rândurile sfinților, ura, în potrivirea lor. Nu mai suntem una cu ei și le-am stârnit antipatia. Adversitatea este un raport normal între lumea sfinților și cea a păcătoșilor sub influența Celui rău. Dar vă rog să rețineți, asta trebuie să se evidențiaze chiar și în lucrurile materiale. Unul din umaniștii francezi spunea că atunci când e vorba de bani, toți oamenii au aceeași religie. Dar Biblia nu spune asta. Diferența trebuie să se vadă și în domeniul material. Vă citesc din Luca 16 pentru a asculta cuvintele Domnului care a spus foarte clar și reacția a fost pe măsură. Versetul 14. Farisei care au iubitori de bani, dar păreau foarte religioși. Dar în relația lor cu banii îi lega de lume, nu de Domnul. Ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu care vă cunoaște inimile, vă cunoaște. Pentru că ce este înălțat între oameni este o răciune înaintea lui Dumnezeu. Asta spune și cartea proverbelor, păcătoșii se uită la un sfânt cu greață, dar și sfinții privesc spre un păcătos cu repulse. Este un raport de care vor să scape cei care sunt ipocriți. Spunea Domnul spre farisei, voi vreți locuri din tâi în sinagogi și locuri din tâi la o specie. Asta nu se poate. La cine-i dă Dumnezeu premiul, nu-i dă deavolul nici mențiune și nici invers. Să ne fie clar, trebuie să ne alegem oricum slava lumii, oricum slava lui Dumnezeu. Slava lumii este acum și aici, frumusețile care umbresc și se usucă, slava Domnului este una viitoare și eternă. Dar ca să putem să facem pasul acesta, ne trebuie credință vorba românului să nu dai paserea din mână pe cea din gard, a nu nici măcar pe gard. E mult mai distant. Zicea Ioan în Antia sa epistolă capitolul 5, versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și explicația, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Ce credință? Conștiința, încredințarea în lucrurile nevăzute. Noi știm că lumea zace în cer rău, că e destinată pierzării și nu vrem să avem dreptul la o viață normală din punct de vedere omenesc în lumea aceasta, vrem chiar să ne o pierdem pentru a moșteni adevărata viață împreună cu Domnul. Să privim acum la creștini, adică la noi și să lăsăm lumea. Să privim la statutul nostru un raport cu lumea, noi ar trebui să fim ceea ce numeau grecii Xenos, străini, Parapidemos, rezidenți temporari. Nu suntem doar în tranzit. Suntem ca și niște oameni care sunt pe punctul de a fi expulzați un fel de persoană nu grata în lumea aceasta. Dar încă trăim aici, că Dumnezeu care a creat pământul ne poartă de grijă. Diavolul ne are evacua urgent. O să fie el evacuat la vremea potrivită sau, cum vreți să priviți, distrus împreună cu pământul. Scripturile Noului Testament în mod deosebit, dar și cele ale Vecului Testament evidențiază statutul de străin și călători. Ideea aceasta mi-a plecut din totdeauna. Dacă vreți, vă amintesc că prima dată când am predicat, am folosit un singur verset, Evrei 11 cu 13. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine departe și am insistat pe ideea Mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Este un statut care trebuie să ne placă. Și să ne uităm din când în când în pașaportul nostru spiritual să spunem, suntem străini în tranzit, călători. Iată ce spunea și Petru despre poziția noastră în raport cu locația lumii acesteia, 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Adică în tranzitul nostru prin lumea aceasta, de îndată ce ne magnetizează poftele și păcatul, apare un conflict mai acutizat. Războiul devine întoi. Când suntem așa ca robul Domnului descris în Isaia, nu vede, nu aude, mergem mai liniștiți. Suntem mai liberi, mai degajați față de atracțiile și pasiunile acestei lumi. Vreau să vă amintesc de momentul când am ieșit din lume, că noi aici ne-am născut dar spunea Domnul Hristos în rugăciunea sa din Ioan 17, versetul 16: Ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume, dar întrebam de când? Versetul 14: Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Ce ne-a separat pe noi de lume? Cuvântul. O nouă gândire care ne s-a format prin primirea Cuvântului Dumnezeu. Lumea aceasta nu se bazează pe Cuvânt. Politicile statului sau a altor foruri de ordine economic sau financiar nu iau în calcul Cuvântul. Ei iau în calcul doar realitățile acestei lumi. Prognoze, evoluții de mediu sau alte aspecte. Pe când noi ne-am format conceptele pe baza cuvântului, din care știm că lumea asta va avea un final și vor fi cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Aici e diferența fundamentală. Lumea aceasta promovează valorile plăcerilor, noi propovăduim abstinența. În lume sunt topuri în toate domeniile vieții, noi, după principiul Domnului care vrea să fie cel mai mare, să fie cel mai mic, slujire în familie, slujire în biserică, sacrificiu, alte concepții. Statutul nostru este cuvântul, statutul lor este în diferite domenii ale vieții, filozofiile după care se orientează. Așadar, străini și călători. Dacă aici suntem călători. Care e țara noastră? Iată ce vă citesc din Filipeni, capitolul 3, versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Isus Hristos. Doamne, ajută-ne să ne bucurăm de o asemenea cetățenie. Asta e mai mult decât s au dorit românii să intre în UE sau orice altă patrie de pe pământ. Oricât de utopică și-ar fi imaginat-o cineva. Așa a gândit Domnul Hristos. Când a fost arestat, spunea el, Ioan capitolul 18 cu 36, dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile tale. Pilat a fost buimit, cum un împărat acceptă să moară? Doar de ce nu se luptă? De ce nu încearcă să negocieze? De ce a zis, nu știi că am putere să-ți dau drumul? Și Domnul a zis, stai să-ți explic. Eu nu mă lupt pentru aici că eu am o existență pe un alt tărâm. Eu construiesc ceva dincolo de realitatea asta. De aceea Domnul a acceptat și n-a fost legat pentru că el trăia cu o conștiință de 100%. Noi ne mai rugăm, Doamne, mărește-ne credință ajută-ne să vedem ce nu se vede și să ne desprindem de ce ne încurcă, că sunt lucruri în mijlocul cărora trăim zi de zi. Va veni vremea, zice Scriptura Apocalipsa 11 cu 15, când împărăția lumii va trece în mâinile Dumnezeului nostru și a Hristosului Său și va stăpâni în vecii vecilor. Adică vine vremea când și zona aceasta din cosmos nu rămâne în stăpânirea, în custodia diavolului. Va trece în mod definitiv în patrimoniul lui Dumnezeu, cel care este Creatorul. Să privim acum, într-o ultimă parte, la comportamentul creștinilor în lume. Am notat patru atitudini. În primul rând, nu iubiți lumea. Și ca să fim siguri că nu iubim lumea, avem o singură șansă: să ne răstignim firea pământească cu ea nebătută în cuie, riscăm să ne lipim de ce este în lume. Iată ce spune Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 6, versetul 14, și vă rog să vă imaginați cum vreți scris, ce le scrise de el, dar să evidențieze cât mai categoric pentru mintea dumneavoastră ce nota el. În ce mă privește, vorbea despre sine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Hristos. Ce efect are ea în raportul între noi și lume? Prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ce tangență mai avea apostolul cu lumea? Lumea bătută în cuie, el răstignit de asemenea, totul era fix. Nu era nimic mobil. Prin care să poată așa într-o culisare, într-o pendulare păcătoasă să se atingă și să se întineze. Zice Iacob 1 cu 27, religia curată este să ne păstrăm neîntinați de lume. Dar asta înseamnă în relația cu păcătoșii, în atitudine față de stările pe care diavolul l-a creat în fața oricărui gând, a oricărui fapte să ne gândim cine este operatorul, cine a născocit, cine a inventat fenomenul acela, cui aparține invenția, Domnului, este o inspirație hristică sau diavolului. Să fim atenți. Pentru că trebuie să fim conștienți. După cum zicea Ioan în Tiesa, Epistola, capitolul 1, în capitolul 2, versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și aici se includ toate sporturile, tot ce ține de filme, zicea un adolescent, nu-i născut din nou, zice, fraților, eu mai mă uit la filme, dar doar așa, filme de acțiune sau nu ceva filme pornografice dar toate astea sunt din lume. Și multe, multe altele, vă rog să vă faceți recenzia pasiunilor, a ceea ce citiți sau vizionați și vedeți ce amprentă poartă. Ascultați și scrie în continuare, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui, nu este în el. Nu putem sluji la doi stăpâni. Ori de câte ori ne atrage ceva din lumea asta, de la o fată frumoasă, zic, pentru tineri, până la o casă împodobită, poți să ai o casă împodobită, dar vezi cu ce? Nu poate fi o casă împodobită, de exemplu, cu niște imagini din Grecia Antică, unde imoralitatea era la culme. Poți să-ți împodobești casa cu niște creații din natură. Sunt lucruri care aparțin lui Dumnezeu. Dar dacă ne-am împodobit casa cu operele de artă a unor păgâni, care nu reliefează frumosul în sensul a ceea ce Dumnezeu a creat, și mai degrabă scoți în evidență anumite păcate, vicile, am vizitat cândva Palatul Versailles, toată gloria Franței, cum scrie pe frontispiciu, și m-am uitat la toate picturile acelea, nu mult că m-au deranjat. Cu ce se laudă Franța noastră destul de păgână? Cu crime și cu curvie. Asta e gloria. Lumea asta, așa cum vă spuneam, are numai mizerii, adevăratele frumuseți aparțin lui Dumnezeu și în împărăției sale. El este frumusețea de unemană emană prin creație tot ceea ce este minunat și ne înnobilează. O a doua atitudine, separarea față de lume. Asta nu este chiar ușor. Citesc din Iacov, capitolul 4, versetul 4, suflete prea curvare. Nu știi că prietenia lumii este vrăjboșie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. O prietenie între o familie de pocăiți și una de nepocăiți este vinovată. Asta nu înseamnă că nu putem fi buni vecini. Ne împrumutăm unelte la nevoie? Dacă e ceva necesar, ne ajutăm? dar nu vom sta la taclale împreună. Dacă vin la noi foarte bine să îi îndreptăm spre ceva moral, dacă avem credință și capacitate evanghelistică spre Domnul, atenție copii, băieți când mergi la colegii voștri și puteți să gustați ce tata și mama n-are acasă pe masă, de la desene animate până la un pahar de băutură poate. Separarea. Dacă vreți să nu vă înghită lumea asta, să nu vă contopiți cu ea, iată ce zicea și Apostolul Pavel Roman 12 cu 2, și în zilele noastre problema e din ce în ce mai acută între creștinism și secularism, distanța este din ce în ce mai redusă. Roman 12, 2, să nu vă potrivi schipului veacului acestuia. V-am spus, schipul veacului sunt manifestările radiate din diavolul, sub diverse forme. Să nu vă potrivi. să vă prefaceți spre noi minții voastre, să puteți deosebi bine voia Lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Sau mai categoric, cum spune în Tit 2 cu 12, să o rupem cu păgânătatea. Aici, probleme prezentate intelectual, se gândesc, Există riscul, dragii mei, în mod deosebit pentru cei ce au venit din lume să se întoarcă înapoi în lume. Zice Petru în a doua sa epistolă, capitolul 2, versetul 20. După ce au scăpat din tinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și mântuitor nostru Iisus Hristos, au devenit creștini. Se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Și starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tăi. Este ca și în povestea aceea unui credincios care obișnuia să fleje calul lângă birt, mergea și bea ceva să se încălzească, zicea el și pleca la lucru. După ce s-a n-a mai intrat în birt, dar și-a legat calul tot acolo. Azi a rezistat, mâine a rezistat, dar într-o zi prieteni l-au provocat și a intrat înăuntru și cu vremea a băut din nou. Trebuie efectiv să ținem distanță față de lume ca față de o femeie curvă, după cum zice în Proverbe 5. Treci pe altă parte. Să ne ferim de locuri unde lumea să ne ar putea atrage. Pentru tineri poate să fie, așa, o sală de fitness, știu eu, un biliard și multe alte locuri unde nu o să le propună cei din lume să bea sau să fumeze într-o primă fază. La început e suficient să stea în fumul de țigară, să se obișnuie puțin să facă lucrurile așa treptat și neînțelegând separarea, zice Apostolul 1 Corinteni, capitolul 5, nu putem să ieșim din lume, suntem colegi de școală, de servici, dar în ce privește distracțiile, pasiunile, plăcerile, suntem total diferiți. Chiar și la servici, în pauza de masă, când ei se uită la televizor, tu ție iei Biblia și te pui deoparte. Când ei discută bârfe sau lucruri mordare, tu te separi. Și dacă n-ai cu cine discuta, Discus cu Domnul și meditezi. Amin? Așa să fie, înseamnă asta. În al treilea rând, de ce nu ne-a scos Domnul din lume? Că ar fi foarte frumos. Noi, în raport cu lumea, trebuie să aducem iluminare. Domnul ne-a spus, o cetate așezată pe un vârf de munte, Matei 5, nu poate să rămână ascunsă. Domnul a spus foarte clar, Matei 8, 12. voi sunteți lumina lumii. De aceea Domnul a îngăduit ca să fie creștin peste tot, nu doar ca să fie mântuiți din toate neamurile, dar și ca să vadă toate neamurile lumina lui Dumnezeu, pentru că așa cum scrie în Matei 24,14, trebuie să fie propăduite de mărturie tuturor oamenilor. Asta e foarte important. În ideea aceasta citesc din Filipeni 2, unde apostolul scria din detenție, unei biserici prea iubite. Filipen 2 cu 15 Ca să fiți fără prihană și curați copia lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam stricat și ticălos, în care străluciți ca niște lumini în lume, cu cât e întunericul mai gros, cu atât lumina e mai evident. Între o clasă de 20 ceva de elevi, porniți spre rău, ce valoare are un sfânt? ceilalți pot să se judece conștiința lor câtă mai funcționează, poate să intre pe rol, el poate să le vorbească despre Domnul și asta este foarte important. Dar să ne ajute Domnul să luminăm cu adevărat? Noi suntem trimiși în lume, efectiv Domnul se ruga Tatălui în Ioan 17, versetul 18, după cum mai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Aceasta este o acțiune, poate, mai grea. Ne place când ne adunăm, am vrea să lucrăm într-un mediu creștin, dar voia Domnului este să purtăm solia în locuri umbrite de păcat pentru că Domnul vrea prin noi să mântuiască oamenii. Și asta nu se poate fără trimitere, fără a ajunge în mijlocul lumii. Ați reținut cuvintele fratelui Nicu care, oarecum cu nostalgie și amintea de ani petrecuți la Betel, socotindu-ne fericiți, a îngăduit Domnul să ajungă într-o localitate unde am fost anul acesta la Căminul Cultural la Evanghelizare. Au fost sub cinci prieteni care au venit. Și pocăiți sunt foarte puțini. Dar îmi spunea, Domnul mi-a spus dinainte că mă trimite undeva, care o lucrare. Știți că cei din Ierusalim au rămas toți acolo, mese comune, dragoste, har. Și Domnul i-a împrăștiat, pentru că lumina trebuie să se răspândească așa precum un fulger care să lumineze de la o margine a cerului până la cealaltă. Și lumea asta să cunoască adevărul că zace în cerul și să se trezească, Doamne, ajută-ne să câștigăm suflete pentru tine, să se întoarcă din întuneric, din cursă, cum zice apostolul 2 Timotei capitolul 2, au fost prinși să facă voia diavolului, sau tot Pavel zice în 2 Corinteni 4 că mintea lor este orbită și numai lumina poate să i ajute ca să înțeleagă lucrurile. Să nu uităm aceste adevăruri, pentru că există riscul, există, să devină lumina întuneric, ziua să se facă noapte. Dar există și fericită ocazie ca noaptea să se facă zi, e diferență între o seară și respectiv o dimineață. Esau a avut drept de moștenire și l-a pierdut, pentru că spune Scriptura Evrei 12 cu 16 că era lumesc a participat la vânătoare și la activități cu ceilalți și la înghițit lumea. Cum au fost cazuri de tineri și din biserica noastră. S-au apropiat prea tare de lume și s-au pierdut în întuneric la un moment dat. Dima de asemenea din dragoste pentru lume a părăsit nu doar adunarea. A părăsit slujirea. Era misionar împreună cu apostolul Pavel. S-a pierdut au fost însă și situații de altă natură a unor oameni care au venit din întuneric la lumină, care s-au salvat și noi pentru aceasta ne luptăm. Amintiți-vă de Sfinții Vechiului Testament, de Norul de Martori, întotdeauna Sfinții au fost mai puțini, păcătoși au fost mulți, dar nu au valoare, după cum nici lumea asta nu are valoare. Să ne silim să rămânem credincioși Domnului! să nu ne luăm după mulțime, să ne ferim de influența lumii. Și repet în încheiere, lumea aceasta are un centru de putere și de influență, diavolul. O mulțime de spirite împânzite, care dau impresia oamenilor că e lasă să trăiască în voia lor, dar de fapt îi chinuie și prin asta își rostesc singur condamnarea la moarte. Lumea nu ne cunoaște și diavolul în revoltă împotriva noastră că noi, sfinții, vom ocupa locurile vacante, pierdute de îngerii căzuți, se revoltă împotriva noastră să ne cunoaștem statutul nostru de străini și călători pe pământ, cetățeni ai cerului și în raport cu lumea să nu iubim lucrurile lumii, să ne închidem ochii, să ne întoarcem fața spre valorile cerești ca dragostea Tatălui să ne cuprindă și nu dragostea lumii să înțelegem că trebuie să fim separați de lume, dar în același timp că avem menirea să luminăm și în al patrulea rând, l-am lăsat la urmă, va fi realizat la urmă, zice 1 Corinteni 6 cu 2, nu știți că noi vom judeca lumea, de-ar ști lumea asta, că pocăiții sunt completul de judecat al lor. Dar ei nu ne cunosc că suntem copiii Domnului. Nu asta ne încântă. Dar suntem responsabili. Cine ar fi mai îndrept să judece lumea dacă nu cei ce au rezistat provocărilor lumii, cei care au trăit în lumea aceasta, din punct de vedere fizic, și au fost separați de lumea păcătoasă? În acel așa numit verset de aur al Bibliei, Ioan 3 cu scrie: Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu, lumea. Ce ai iubit? Lumea cosmică sau oamenii? Dumnezeu iubește creația sa, dar oamenii sunt creați după chipul său și bunul Dumnezeu ar vrea să-i mântuiască. Dumnezeu a creat pe om pentru viața veșnică, dar diavolul l-a influențat și omul a rămas cu viața aceasta. De aceea, într-un fel, spun asta în închiere, citind din cuvintele Domnului Ioan, capitolul 12, versetul 25, Cine rămâne cu lumea aceasta va trebui să se rezume și să rămână cu viața din lumea aceasta. Cine respinge lumea, aparent își pierde viața, dar și o va păstra pentru viața viitoare sau pentru lumea viitoare. Iată versetul: Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Până atunci să rămânem parohia Domnului pe pământ, creștini oameni scoși din lume, ompluți de Duhul lui Dumnezeu, trimiși în lume, pentru ca să mai recuperăm ceea ce se poate recupera și împreună cu toții să așteptăm gloria Tatălui în lumea viitoare. Doamne ajută-ne!